Și a început activitatea la Nordis Group în 2011 din poziția de consultant imobiliar. În scurtă vreme a ajuns director de vânzări. În 2017 a realizat cea mai scumpă tranzacție din București, un penthouse în valoare de 2.900.000 de euro. Cine s-o fi mutat acolo? Performanța i-a fost recunoscută prin mai multe premii și prin apariții în presă. Acum este managing partner Nordis Group și coordonează activitatea de vânzare a companiei, care a anunțat anul acesta investiții de peste 200 de milioane de euro. Doamnelor și domnilor, managing partnerul Nordis Group, domnul Alexandru Mihai. Bună seara! Nu cream că o să citiți chiar tot. Așa, mulțumesc foarte mult CONAF. Era scris acolo că domnul Mihai urcă pe scenă, deschide plicul. A demonstrat că poate să se impună într-un domeniu dedicat bărbaților, obținând recunoaștere la nivel național. A reușit în pandemie să performeze obținând rezultate financiare de invidiat și a extins activitatea dezvoltând prima divizie de pompieri privată și oferă securitate prin sistemele inteligente și tehnologii inovative. A obținut trofeul pentru excelență profesională în securitate al Outstanding Security Performance Awards și continuă să ne surprindă. O invit pe scenă alături de mine, de pe CEO-ul DO Security, doamna Alina Paul. Discursul am în buzunar, dar sper să mă descurc și fără. În primul rând, vreau să-i mulțumesc Cristinei Chiriac pentru acest premiu. Este o onoare pentru mine să mă aflu în această seară, pe această scenă. Scuzați-mi puțin emoțiile. Premiul din această seară vine ca o încununare a muncii depuse în decursul acestor ani. Puțini erau cei care credeau că o femeie poate să performeze într-un domeniu destinat și condus exclusiv de domni, cum este cel al securității. Dar cu multă muncă, perseverență, ambiție, alături de o echipă minunată, căreia îi mulțumesc pentru dăruire și implicare, am reușit să construim această companie cu care mă mândresc astăzi în fața dumneavoastră. În această seară am alături de mine oameni dragi sufletului meu, parteneri de business, cărora le mulțumesc pentru susținere și încredere. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru acest premiu, să felicit toate doamnele premiate în această seară, iar dumneavoastră tuturor o seară frumoasă și o vară plină de zâmbete. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim și noi!